Aș vrea să ne povestiți acum puțin ceva despre concursurile pe care le organizați noastră aici. Da, de-a lungul timpului, Alexandra Librăria a dezvoltat diferite programe pentru elevi, studenți, cadre didactice. Dacă să ne referim strict la această modalitate, concursul, am avut până în acest an, în campanie de genul cel mai bun carnet de note și cursierii din Alexandria, prin care încurajam elevii, pe de o parte, să vină să-și facă cumpărăturile, să stabilească o anumită fidelitate între noi și ei, vorbim de bursieri, în care pe parcursul unui an primeau rechizite în valoare de 1000 de lei. Pe de altă parte, la cel mai bun carnet de note, recompensam rezultatele la învățătură. Deci era un mix între cele două. Ne gândim ca să reîncepem aceste programe cu sezonul următor. Dacă e să ne referim la această toamnă, iată, suntem la a treia ediție din Cupa Toamnei la Șah, o altă modalitate prin care încercăm să stimulăm gândirea logică, să zicem, pentru că șahul este sportul minții, de altfel. De-a lungul timpului poate să vă întrebați, dacă treceați pe fața librăriei Alexandra din Shopping City Suceava, ce se întâmplă cu această tablă mare de șah. Ei, asta se întâmplă pe parcursul anului. Copiii și nu numai vin și se pregătesc, joacă, exersează, iar în toamnă, de obicei septembrie-octombrie, se organizează acest concurs. Vă așteptăm până miercuri, pe 7 septembrie, să vă înscrieți la librăria Alexandra din Shopping City Suceava. Concursul este adresat copiilor cu vârste între 7 și 15 ani, urmând ca în zilele următoare, joi, vineri și sâmbătă, să aibă loc competiția propriu-zisă. Joi și vineri, etapele preliminare, sistem eliminatoriu, și apoi sâmbătă va avea loc finala într-un eveniment mai complex organizat împreună cu Shopping City Suceava. Aveți premii speciale? Avem premii speciale oferite de partenerii noștri. Sunt premii în cărți și premii în auxiliare școlare, că tot începe școala. Premii în cărți pentru că noi avem un crest puternic. Dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu.